27 octombrie 2022, Vulcan Hunedoara. Avem aici o altă Testarossa frumoasă. Slăviți să fie Domnul! Ne aflăm în data de 6 noiembrie 2022 într-o pădure de mesteacăn amestecată cu brad. Vedem că deja mesteacănul a lepădat frunza și încă aceste ciuperci. Și o să încerc pe cât posibil să le tot promovez din ordinul Echinum, ciuperci înrudite cu hribul, cu boletul sedulis. De ce să le promovez? Pentru că uitați, sunt singurele ciuperci care le mai găsește aici în zonă. Nu vă speriați că se negrez la tăiere. Ele sunt foarte, foarte bune. Uitați ce frumos. Uitați acolo. Am dat într-un loc. Ia uitați asta, ce frumos este. O bijuterie. Ia uitați. Sunt niște ciuperci perfecte pentru zacuscă, bocănițe. Dacă în lipsă de altceva găsiți, o fi un sezon mai secetos, mai... Nu știu din care motiv nu se fac hribii și totuși doriți să mâncați zacuscă, vi le recomand cu,
cu toată inima. Superb, superb. Aici avem iarăși una superbă. O zi bună!